Salut! Sunt Robert și astăzi facem împreună șua la cremo crachelin. Șuuri cu crachelin umplute cu cremă. O să le umplem cu cremă de vanilie și mai vedem noi ce. Sunt foarte ușor de făcut. Practic e blatul de eclere, patașul de la eclere. Se folosește și aici. Și peste el o să punem un alt blat care o să acopere șurile și dă o textură foarte faină, așa crocantă și puțin crăpată. Arată foarte bine și ușor de făcut, așa că îi dăm drumul la treabă. Eu o să fac porție dublă de șuri și porție dublă de crachelin. Și vă dau cantitățile direct pentru porția dublă și vă descurcați voi să împărțiți la doi. Începem cu niște unt foarte moale, respectiv 112 grame de unt. Și o să punem peste el 134 de grame de zahăr brun. O să mixăm cu un mixer să se spumeze bine untul și să se amestece zahărul. Cam un minut amestecăm, mixăm, să aveți în vedere să fie foarte, foarte moale untul, pentru că dacă nu, nu se spumează bine. Și acum o să adăugăm 140 de grame de făină pe care am cernut-o înainte. Și la fel o să mixăm, doar că mixați cu grijă și cu viteză mică la început, să nu faceți făină peste tot. Eu, mie îmi place să amestec așa cu mixerul oprit, să amestec un pic, să se umezească făina. Și după aceea să pornesc efectiv mixerul. Am strâns un pic blatul în singur loc cu o spatulă, așa cum o să trebuiască să îl întindem între două bucăți de folie de bucătărie sau între două hârtii de copt sau cum puteți, și să facem într-o fâșie subțire. Nu-mi place deloc partea asta, dar trebuie făcută. Eu folosesc un sucitor din ăsta, sau cum se numește, de teflon cu distanțatoare și folosesc distanțatoare astea roșii de nu știu de câți milimetri, cele roșii. Nu vrem să fie nici foarte gros, nici foarte subțire. Dacă e foarte gros, nu se întinde bine peste șu și dacă e foarte subțire, se crapă și nu mai arată așa de bine. No, și întindem cum putem mai bine. Am reușit. Cam asta e, o să-l punem la frigider să se întărească foarte bine înainte să-l folosim și până atunci ne ocupăm de șuri. Bun, să ne ocupăm de șuri până stă crachelinul la rece. O să facem un blat simplu de șuri, un patașul clasic. Cum am zis, eu fac rețeta dublă, deci 200 de ml de apă, 200 de ml de lapte, 200 de grame de unt, două pișcături de sare și un pic de zahăr pe foc până se topesc bine și începe să fiarbă amestecul. La primul clocot o să-l dăm jos și o să integrăm făina. A început să fiarbă, îl dăm jos de pe foc și o să adăugăm 266 de grame de făină. Să dați tot timpul jos de pe foc. Voilà, nu adăugați făina pe foc, da? Și amestecăm bine, bine până nu mai avem făină uscată. Tașma. Ok, și acum ne întoarcem cu aluatul pe foc. Amestecăm în continuu, încercând să scoatem cât mai multă apă din aluat, deci să formăm cât mai mult abur.
dar când amestecăm nu atingem fundul oalei. Pe fundul oalei se va forma o poșghiță de aluat. Nu ne atingem de ea, pentru că dacă o integrăm și poșghița aia în aluatul nostru, o să se crape șurile. Vedeți cum amestec și țin vârful lingurii departe de fundul oalei. Amestec așa, la un centimetru deasupra fundului, să zic. Ok. Puteți vedea că pe fund s-a format o poșghiță. Da? Am și zgâriat-o puțin. Cam asta e momentul când ne oprim. Acum o punem aluatul în bolul unui mixer planetar și amestecăm pe viteza cea mai mică până se răcorește să putem pune mâna pe bol. Acum dacă pun mâna, simt că e foarte, foarte fierbinte. Bun, aluatul s-a răcit puțin și acum o să adăugăm 400 de grame de ouă pe care le-am bătut cu untel. Nu le adăugați, nu vă grăbiți, ușor, cam un ou așa, pe rând un ou, până se integrează, mai adăugăm un ou și tot așa. După ce am adăugat toate ouăle, mi-e place să scot bolul și să scrapuiesc marginile ca să mă asigur că nu mai am pe niciun de aluat care să nu fie amestecat bine și după aceea mai las puțin la amestecat, cam un minut, să se omogenizeze bine. Ok, e gata aluatul, o să-l transfer într-un poș de cofetărie, după care ne apucăm să formăm șurile. După ce faceți blatul, dacă aveți timp și răbdare, e bine să-l lăsați închis, să nu se usuce, câteva ore, 2-3 ore, să se răcească complet, ies mai bine șurile. Iarăși, dacă aveți un abațitor, după ce le formați, puteți să le congelați, să le păstrați o perioadă și mie mi se pare că cele congelate ies mai bine, mai cresc mai frumos decât atunci când sunt proaspete. Dacă nu, faceți cum fac eu acum, le poșăm direct și va fi bine. Am o formă din asta de silicon cu găurele și cu hai să pun așa să se vadă. Cu desene pentru șuri și o să mă ajute să le formez egale pe toate. Dacă nu puteți să aveți și o formă, o suprafață din asta cu simplă sau pe o hârtie de copt, dar ies mai bine dacă folosiți suprafața asta cu găurele, pentru că pe jos are loc să iasă excesul de abur și atunci fundul șuului va ieși foarte frumos și drept. La fel și la eclere, de altfel și la... Cât de mari sau cât de mici vreți, eu le fac un pic mai mari. Mi-a mai rămas blat și o să-l folosesc să mai fac încă o tavă. Ce vreau să vă spun este că o să vedeți că datorită crachelinului pe care îl punem deasupra, șurile astea sunt foarte iertătoare. Dacă poșați un pic strâmb sau nu sunt așa de perfect poșate șurile, crachelinul le acoperă puțin și le uniformizează și ies mult mai bine și atunci e o chestie, e o variantă
care vă ajută când sunteți la început. Ok, venim cu crachelinul și o să acoperim șurile. O să trebuiască să decupăm crachelinul puțin mai mare decât baza șurilor noastre. Eu am aici niște forme din astea rotunde de decupaj. Am ales una care să fie puțin mai mare decât baza șuului și efectiv decupez din crachelin și așez deasupra. Nu e nicio mare scofală. Dacă vreți să faceți crachelinul, puteți să-l colorați cu colorant gel de diverse culori sau dacă nu, puteți să adăugați, să scoateți puțină făină și să înlocuiți cu cacao și o să fie maro. De exemplu, dacă faceți, nu știu, le umpleți cu cremă de fistic, faceți crachelin verde și arată minunat. Pur și simplu le-am decupat, ne-am decupat 24 câte am aici și o să așez deasupra. Bun, am acoperit toate șurile și acum o să le punem la copt într-un cuptor cu ventilație la 165 de grade până sunt coapte bine, auriu închis. Sunt gata șurile noastre. Pentru a doua tură am făcut încă o porție de crachelin în care am pus puțină cacao și după cum vedeți au ieșit șuri maro. Când le scoateți din cuptor, să faceți câteva găuri. Eu le-am făcut mai multe pentru că șurile mele sunt mai mari. Dacă sunt mai mici ale voastre, ajunge și o singură gaură și să le lăsați cu fundul în sus să iasă aburul din ele, pentru că altfel o să condenseze și o să se transforme în apă și o să vi se umezească șurile. Deci pe astea maro am aici o cremă de cacao. Vă las aici link către video cu rețeta pentru crema de cacao și o să le umplu cu cremă de cacao. Cele albe le umplu cu o cremă de vanilie, iarăși aveți aici linkul către videoul cu crema de vanilie. Umplu așa, să zic, 3 sferturi. Și după aceea o să mai adaugam aici într-un alt poș mai mic niște dulceață de căpșuni. Și adaug și un pic de dulceață de căpșuni în interior. Și când o să le tăiem, o să arate foarte, foarte bine. Cam asta e rețeta pentru astăzi. Vă puteți juca cu culorile, vă puteți juca cu aromele, cu cremele. Vă puteți juca cu orice. Sunt foarte, foarte versatile. Și o rețetă, după cum ați văzut, foarte ușoară. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de sfaturi, o să încerc să vă ajut, puteți să-mi lăsați un coment la acest video. Dacă nu, sper să vă fi plăcut rețeta. Mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem data viitoare.